De ce arătați așa de rău? Mi-e doar, mă ajuns cu voi. Dar ce s-a întâmplat? M-a bătut băiatul meu. În halul ăsta? În halul. Mi-a așa-mi zis că m-a buhnit așa cu capul de pereț. Și mă doare capul, mă doare cuțărul. Mă strâng de gât, m-a călcat pe umăr și vreau să mă călc și pe gât. Am zis cuvântul ăsta, mă scuzați, să mă ierte Dumnezeu. Măi băieți, te pupă-mi pun numai numai în loc, cum te îndurați pe umăr. M-a călcat și de fost cu sânda de asta. Și el a dat în jos pantalonul și rost și nu a arătat. Stai-mi pune gipsul în mâinile ăla, stai-mi. Doamne Iisus. Spune băiețelul lui are 9 ani. Da, da, da. I-a dat o mătură în mână și spune umarul, umarul băboieța. Dinca. Dar de ce v-a luat la bătaie? Bani, dar i-am dat bani. Dar el dacă pun jumătate de kilogram de spirț, i-am dat. I-a tăiat coada. Nu, nu pot să vă spun. V-a cerut bani de băuturaș? Da, v-a cerut bani de îndătăți. Nu era acasă, era la un fiert, nu mi-a mințit de acasă. M-a dus i-a dat bani să... Și el, băiatul după 530 dimineața, îmi zic că mi-a dus la mare. Eu n-am nici strag. Poate cum spuneți umăr, prin iecochelul. Azi e la tata de spumici, mă dați un băiatru cu păcat, păcat, băiat,